looking at Exodus in chapter 39. Adineauri am privit la Exodul capitolul 39. And I was mentioning how it says that Moses did everything as the Lord commanded. Și spuneam cu Domn, cu Moise a făcut întru totul cum Domnul îi poruncise. It's very interesting to read Exodus chapter 25 to 40. E foarte interesant să citești Exodul de la 25 la 40. Very detailed description of how to build the tabernacle. Detalii foarte concrete a modului în care trebuia construit so many cortul. Little details. This must be so long and this must be this color of the curtain. Detalii până în cea mai mică măsură. Ce lungime, ce culoare trebuie să aibă fiecare. And how many poles and how many rings? Și cât stâlpi și câte inele. Now remember, the more clever a person is, the less instructions we give to them. Acum o persoană cu cât e mai deșteaptă, cu atât primește mai puțin instrucțiuni. If you have a very stupid servant, dacă ai un slujitor prost, then you have to give so many detailed instructions. Trebuie să-i dai detalii cât de multe. But if you have a very clever servant, dacă ai un slujitor deștept, you don't give so many instructions. Nu-i dai așa de multe instrucțiuni. Was Moses clever or stupid? Deci, în concluzie, era Moise deștept sau mai puțin deștept? God gives so many detailed instructions. Dumnezeu a dat atâtea detalii în privința construcției. It was to test Moses. Asta a fost ca să-l încerce pe Moise. Will you humble yourself? Te vei smeri? And do it the way I say. Și vei face așa cum zic eu? Or will you use your Egyptian wisdom and try to do it your way? Sau vei apela la înțelepciunea ta egipteană și vei face cum vrei tu? Are you going to build a pyramid or are you going to build a tabernacle? Vrei să zidiști o piramidă sau un cort? Why is this important? De ce este lucrul acesta important? Because today God has also given us instructions how to build the church. Pentru că și astăzi Dumnezeu ne instruiește cum să zidim biserica. What is the pattern of the New Testament church? Care este modelul bisericii din Vechiul Testament? The Old Testament tabernacle was a picture of the New Testament church. Cortul vechi testamental era o imagine a bisericii din Noul Testament. And what I have seen everywhere. Și ce am văzut eu peste tot? Is that clever people have changed God's pattern. Am văzut cum oameni deștepți au schimbat modelul lăsat de Dumnezeu. Și spuneau, nu se mai poate astăzi să facem noi așa. Suntem în secolul 21. Nu mai putem să facem ca în vremurile de demult. Și acesta este motivul pentru care gloria lui Dumnezeu nu se mai coboară. Vreau numai să observați un lucru. Exod 39 cu 1. Ultima parte. Cum Domnul i-a poruncit lui Moise. Și apoi din nou versetul 5. Again the same thing. Același lucru. Verse 7. Versetul 7. Again the same thing. Cum îi poruncise lui Moise Domnul. And then you find again later on in verse 21. Apoi iar în versetul 21. Again the same thing. Același lucru. So many times. De atâtea ori. Verse 26, versetul 26. Verse 29, 29. Verse 31. 31. 32. 32. So 43 and many times in chapter 4. Până la 43 și de multe ori în capitol. And then it says. Și apoi spune. Verse 33 of chapter 40, verse 33. Versetul 30. Chapter 39 verse 43. Din Exod 39 cu 43. Deci ultimul verset din din capitolul 39. Moses examined all the work and they done it just as the Lord commanded. Moise a cercetat toate lucrările și iată le făcuseră cum poruncise Domnul, așa le făcuseră. Do you compare everything that is being done in your church with the New Testament? Tu compari tot ceea ce se întâmplă în biserica ta cu ceea ce s-a făcut în Vechiul Testament? Și să examinezi. To see if it is exactly like God has commanded. Să vezi dacă este exact cum a poruncit Dumnezeu să fie? We may get a surprise. S-ar putea să avem o surpriză. Și să descoperim că anumite lucruri în biserică nu sunt cum le-a poruncit Dumnezeu. Dar cum să schimbăm noi ceea ce a poruncit Dumnezeu? Poate suntem deștepți. Dar Moise era unul și mai deștept. Și totuși, dacă te uiți în Vechiul Testament la cort, avea așa o structură de simplă încât casa oricăruia dintre noi arată mai bine decât cortul acela. Și piramidele arată mult mai bine decât cortul.
If Moses had said this doesn't look nice, let us change it. Dacă Moise ar fi spus asta e prea simplu, hai să îmbunătățesc eu puțin. He didn't do it. Și totuși n-a făcut-o. He says he did exactly as the Lord commanded. Spune Biblia că a făcut întocmai cum i-a poruncit Domnul. So when we seek to build the church, noi când căutăm să zidim biserica, we have to set aside our human wisdom, trebuie să lăsăm deoparte înțelepciunea noastră umană și să facem ceea ce Domnul ne poruncește. Și la capitolul 40, cu versetul 33, ultima parte, astfel a isprăvit Moise lucrul. Lucrarea. Cum? De vreo 18 ore e scris, așa cum a poruncit Domnul, așa cum a poruncit Domnul. Și astfel a sfârșit Moise lucrarea. La sfârșitul vieții mele, vreau să se scrie și despre mine la fel. Că tot ce s-a făcut în viața mea, în lucrarea mea, am studiat Noul Testament și am făcut întocmai cum Domnul mi-a poruncit. Și aș vrea să scrie de 18.000 de ori, nu de 18 ori așa despre lucrarea mea. Că Zac Punen a făcut întocmai cum Domnul i-a poruncit. Și astfel și-a sfârșit lucrarea pământească. I hope that will be written about all of you. Sper că aceleași lucruri să fie scris despre fiecare dintre voi. That I brought up my family and my children exactly as the Lord commanded. Mi-am crescut familia așa cum Domnul mi-a poruncit. That I handled my money exactly as the Lord commanded. Mi-am cheltuit banii așa cum Domnul mi-a poruncit. That I did my business as the Lord commanded. Mi-am făcut afacerea așa cum Domnul mi-a poruncit. That when I got up to preach, I tried to hear what is the Lord telling me to say and I said what the Lord told me. Când mă ridic să predic, să ascult ce vrea să-mi spună Domnul și să spun ceea ce vrea Domnul. Știi care e rezultatul? În versetul 34. Gloria Domnului a umplut cortul. Ce lucru minunat ca gloria lui Dumnezeu să umple bisericile noastre. Ce rost ai muzică de calitate dacă nu ai gloria lui Dumnezeu? Ce rost ai o clădire minunată dacă nu ai gloria lui Dumnezeu? Aș prefera să n-am muzică în biserică, dar să fie gloria lui Dumnezeu. Aș prefera să locuiesc într-o colibă, dar să fie gloria lui Dumnezeu acolo. Trebuie să tânjim după aceasta. Sunt atâtea lucruri în cortul acesta pe care mulți le puteau imita. Că dacă filistenii ar fi avut o copie de pe cartea Exodul, puteau să-și facă și un cort exact, că aveau toate detaliile. Mărime, tot, grinzi, tot. Și te-ai fi uitat. Uite aici un cort făcut de filisteni și unul făcut de Moise. Exact la fel. Except one thing. Un lucru era diferit. On Moses' tabernacle, there's a fire from heaven. Pe cortul lui Moise era un stâlp de foc. In the Philistines' tabernacle, there's no fire. Și pe cortul filistenilor nu exista putere. You know what is the mark of God's church? Știți care este semnul Bisericii lui Hristos? Not the pattern on the outside, mainly. Nu este modelul acesta. It is the fire of God. Este focul lui Dumnezeu. So many churches glory in their doctrine. Așa de multe biserici se laudă cu doctrina lor. You know, we can compare ourselves with the Orthodox Church. Ne comparăm cu biserica ortodoxă. Or Roman Catholic. Sau romano-catolică. They don't know about being born again. Ei nu știu ce înseamnă să fii născut din nou. They sprinkle little children and call it baptism. Își moaie puțin în copii în apă și să numesc botez. We know better than that. Dar noi știm mai bine decât asta. We know how to be baptized in water. Știm cum să fim botezați în apă. That's better. E mai bine, and then some other people say, apoi alți oameni spun, these Baptists, baptiști ăștia, ei nu știu decât botezul în apă. We know baptism in the Holy Spirit. Dar noi cunoaștem botezul cu Duhul Sfânt. Just like on the day of Pentecost, we speak in tongues. Ca la ziua cincizecimii, noi vorbim în limbi. Good. Bine. And like that we have different churches with different doctrines. Și uite așa, biserici diferite cu doctrină diferită. You compare these churches, compar bisericile astea, catolice, ortodoxe, metodiste, baptiste, creștini după Evanghelie, pentecostali. Și diferența între ele este în doctrină. Asta are mai multă sau asta are mai puțină doctrină. Dar dacă tu uiți la viețile oamenilor care compun această biserică, vezi că se ceartă între ei, iubesc banii, they seek their own. Își caută propriul interes.
they are doing, their thoughts are bad. Au gânduri păcătoase. They get angry. Se mânie. So what is the difference? What is the use of all this difference in doctrine? Atunci ce rost mai au aceste diferențe în doctrină? Dacă focul lui Dumnezeu nu e prezent. Dacă te duci la biserica ortodoxă sau catolică. Și tinerii spun. Ai plictisitor programul. Mergi la biserica baptistă și spun tinerii. Plictiseală. Mergi la biserica pentecostală. Muzica e bună. Uneori. Dar predica mă plictisește. De ce? Fire of God is missing. Pentru că lipsește focul lui Dumnezeu. My brothers, frații mei. Do you know what is the most important thing we need in our churches? Știți care este cel mai important lucru de care avem nevoie în bisericile noastre? It's not music. Nu muzica. It's the fire of God. Este focul lui Dumnezeu. Glory of God was on that tabernacle. Gloria lui Dumnezeu era peste acel cort. And if we really seek to obey God in everything. Și dacă noi vom căuta să-l ascultăm pe Domnul în toate precum Moise. That is what we call the anointing. Asta se numește ungere. The fire of God. Focul lui Dumnezeu. Jesus will baptize you in the Holy Spirit and fire. Iisus te va boteza în Duhul Sfânt și în foc. When I look at today's Pentecostal churches. Când mă uitați la bisericile pentecostale. Compare it to what it was three generations ago. Și le compar cu ce erau bisericile pentecostale acum trei generații. In the beginning. La început. They had the fire. Aveau focul. The original Pentecostal people were poor. Pentecostalii la început erau săraci. They were not educated. Nu erau educați. They didn't go to Bible school. Nu erau duși la școală biblică. But they had fire. Dar aveau foc. Today, azi, many Pentecostal people are rich. Mulți pentecostali sunt bogați. They've got much bigger buildings. Au case mari, clădiri mari. Fire is not there. Dar focul lipsește. There's only a painting of a fire. Este doar așa o imagine a unui foc. You know, a painted fire is not like a un foc real fire. Ca și o pictură, asta dar nu-i foc adevărat. The older people, the earth, first generation had a knowledge of God. Ei, cei din prima generație aveau cunoașterea cuvântului Dumnezeu. The third generation has a knowledge of the doctrine. Dar acum a treia generație nu are decât doctrina. See, around the world today in many places Pentecostal is the third generation. De obicei acum în lume pentecostalii care trăiesc azi sunt a treia generație. Asta este în India, în America, peste tot. Și asta a treia generație este ca și în timpul lui Iosua, după Iosua, a treia generație. În timpul lui Iosua era așa o putere. Puteau să facă soarele să stea pe loc. Au dat jos zidul Ierihonului. Și faptele apostolilor e la fel. Și mulți pentecostali din prima generație au fost la fel. Erau săraci ca Petru, ca Iacov, ca Ioan. Dar îl cunoșteau pe Dumnezeu. Însă, de-a lungul anilor, exact cum pe timpul lui Iosua spune că el a murit, bătrânii lui au murit, și apoi, a treia generație, citim în Cartea Judecători. Sclavie, robie, robie. Puterea nu mai era. Vedeți, asta se întâmplă când se ajunge la a treia generație. Ăsta e motivul pentru care trebuie să-L căutăm pe Dumnezeu, să spunem, Doamne, eu nu sunt mulțumit cu doctrina. Nu sunt mulțumit numai să vorbesc în limbi. Eu vreau puterea Ta. Eu vreau focul. Vreau curățire în inima mea. Vreau control al limbii mele. Vreau să nu mă mânii. Vreau control asupra gândurilor mele. Asupra limbii mele. Cuvintele mele să fie ca un foc. Când eram eu un tânăr la început, pe calea credinței, am citit în 1 Samuel 3 cuvintele astea minunate. Și vreau să vă împărtășesc și vouă, celor care predicați cuvântul lui Dumnezeu. Eu țin minte când am citit acest verset, a provocat inima mea. 1 Samuel 3 cu versetul 19. Samuel, he was a small child, maybe 9-10 years old. Vezi, Samuel avea 8-9 ani, 10 ani. And he grew up. El a crescut. And the Lord was with him. Samuel creștea și Domnul era cu el. And when the Lord was with him. Și când Domnul era cu el. What was the result? Care a fost consecința? When he spoke words. Când rostea cuvinte Samuel. Spune aici că ale lui cuvinte nu cădeau la pământ. See, that means
When Samuel was speaking, the words didn't fall down. Cu alte cuvinte, când Moise, când Samuel vorbea, cuvintele lui nu cădeau. Și mergeau drept în inima oamenilor. Ca o sabie care îi străpungea. And I read that. Când am citit asta, I said, Lord, am spus, Doamne, I want to preach like that. Așa vreau să predic și eu. I want you to be with me. Vreau ca tu să fii, Doamne, cu mine. That when I speak, că atunci când vorbesc, no word of mine will fall down like niciun cuvânt al meu să nu cadă la pământ. Go straight to people's hearts. Și să meargă drept la inima oamenilor. Not only in the pulpit, nu doar la amvon. But when somebody comes to see me at home, chiar și acasă, când cineva mă vizitează și vorbesc cu el, unul la unul. I don't want the words to fall down. Nu vreau cuvintele mele să cadă, ci să meargă drept în inima lui. Dacă Dumnezeu a făcut-o pentru Samuel, de ce să nu o facă și pentru mine și pentru tine? But you know, we can read a verse like that. Dar noi putem citi un asemenea verset. I'm sure you've read this verse. Și spunem, Doamne, sunt sigur că Tu ai scris cuvântul. Haven't you all read 1 Samuel? Ai citit 1 Samuel? I'm sure you've read this verse. Sunt sigur că ai But when citit. You read this verse, dar când ai citit, did you have a great longing that that should be how you speak? A fost în inima ta această dorință, Doamne, folosește-mă și pe mine? You know, in the book of James it says you don't have because you don't ask. În cartea Iacov spune că nu aveți pentru că nu cereți. That's one of the principles of scripture. Ăsta este unul dintre principiile biblice. That if we don't ask, we don't get. Dacă nu cerem, nu primim. There's a law. Asta e o lege. Ask and you will receive. Cere și ai să primești. You don't ask, nu ceri, you don't receive. Nu primești. Jesus said that. Iisus a spus asta. Ask, cere and you will receive. Și vei primi. Knock, bate. If you don't knock, dacă nu bați, it won't be open. Nu ți se deschide. You knock, dar dacă deschizi, it'll be open. Ți se va deschide. Seek, caută and you will find. Și o să găsești. If you don't seek, nu cauți, you won't find. Nu găsești. So many people are not receiving what God wants them to have because they don't ask. Mulți oameni nu primesc ceea ce vrea Dumnezeu ca ei să aibă pentru că nu cer. Those of you who preach God's word. Aceia dintre voi care predicați cuvântul lui Dumnezeu. Poate îl predici de 15-20 de ani. Maybe God wanted you to be like this 15 years ago. Poate că Dumnezeu vrea ca tu să fii așa acum 15 ani. But you never ask. Dar n-ai cerut niciodată. So you didn't get. Așa că n-ai primit. And so our words often fall to the ground. Așa că de multe ori cuvintele noastre cad la pământ. See, we don't have the ability to reach people's hearts. Noi nu suntem în stare ca oameni să ajungem la inimile oamenilor. See, let me show you a verse in Acts 16. Să-ți arăt un verset la Fapte 16. In Acts of the Apostles, chapter 16. La Fapte 16. It says here about the time when Paul went to Lystra in verse 14. Se vorbește la versetul 14 despre Pavel care merge la Listra. And it says here Paul was verse 14. Da, versetul 14. A certain woman named Lydia. This is in Philippi, În Filipi, mă scuzați. In Philippi, a woman named Lydia from the city of Thyatira was there. O femeie numită Lydia, vânzătoare de purpură din Thyatira, era acolo. This is in Philippi. Și asculta. When it says here in verse 13 they went to the riverside to meet with some people. Spune aici în 13 că s-au dus lângă un râu să vorbească cu oamenii. There was a woman there called Lydia. Și era o femeie, Lydia. Printre toți oamenii care ședeau acolo. Și pe când vorbea Pavel, it says here the Lord verse 14 opened her heart. Spune aici la versetul 14 că Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la cuvintele lui Pavel. Asta e ceva minunat. No, not everybody will open their hearts. I know that. Acum nimeni nu poate să deschide inima. Even when Jesus spoke, everybody did not open their hearts. Și nu toți își vor deschide inima când vei vorbi nici măcar lui, în fața lui Iisus nu și-au deschis But inima toți. Dar noi trebuie să credem că atunci când vorbim, out of these 100 people sitting here, din 100 de oameni care ne ascultă, poate sunt 10 pe care i-a întins mâna lui Dumnezeu. Și Dumnezeu are un plan pentru ei. Trebuie să cred că vorbim. Dumnezeu va deschide acele inimi. Just like he opened Lydia's heart. Exact cum a deschis ochii Lydiei. So that she responded to the things which Paul spoke. Și a răspuns cuvântării lui Pavel. Paul did not know. Pavel n-a știut asta. Paul was under the anointing of the Holy Spirit. Dar Pavel era sub ungerea Duhului Sfânt. So that is how we are to speak all the time. Așa trebuie să vorbim Now, noi tot timpul. This was not a big meeting. Asta nu era o întâlnire mare. There. Erau 10 oameni care erau acolo.
And it was all women. Erau doar femei. Imagine one apostle speaking to 10 women. Imaginează acolo un apostol vorbind la 10 femei. And God opens one person's heart. Și Dumnezeu deschide inima unei dintre ei. Își deschide casa apoi. And there's a church in Philippi. Și apare o familie, o biserică în Filipi. One of the best churches. Una din cele mai bune biserici. And it began with God opening hearts. Și a început cu Dumnezeu a deschis inima acestei femei. Deci noi trebuie să credem că Dumnezeu va fi cu gura noastră și cuvintele noastre nu vor cădea la pământ. Și vom avea ungerea peste noi când vom vorbi. Și Dumnezeu va deschide inimile oamenilor. Vreau să-ți arăt ceva mai departe cum cum a fost în lucrarea lui Pavel. You know, Paul said in 1 Corinthians 11, 1 Corinteni 11, 1, be followers of me, just as I am of Christ. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Today, many preachers say, astăzi, mulți predicatori spun, don't look at me. Nu vă uitați la mine. Uitați-vă la Domnul Iisus. Oh, that sounds so humble. Înțelegeți, asta pare, sună atât de smerit. But it's not humility. Dar nu e așa. In the Old Testament it was like that. În Vechiul Testament era așa. Era corect. Nobody in the Old Testament could say be follower of me. Nimeni în Vechiul Testament nu putea spune urmați-mă pe mine, călcați pe urmele mele. If you're an old covenant servant, deci dacă ești un slujitor din Vechiul Legământ, o să spui, don't look at me. Nu te uita la mine. Uită-te la Domnul. So și sună atât de evlavios. So atât de smerit. But it's not the way. Dar nu așa este. Old covenant way of serving. Ăsta este un mod din Vechiul Legământ de a sluji pe Dumnezeu. Dar în Noul Legământ, like Paul we say, cum spunea Pavel, be followers of me, călcați pe urmele mele, as I am of Christ, întrucât eu calc pe urmele lui Hristos. That means we are not just speaking something. Asta înseamnă că noi nu doar vorbim ceva. We are an example for them to follow. Suntem un exemplu pe ei, pentru ei de urmat. That doesn't mean we are saying we are perfect. Asta nu înseamnă că vom spune că suntem desăvârșiți. Nu suntem perfecți. To become like Jesus is like climbing Mount Everest, which is about 10,000 meters. Ca să ajungi ca și Iisus este ca și cum ai te cățăra pe muntele Everest care are 10.000 de metri. And Jesus is there at the top. Și Iisus e în vârf. I haven't become like that. Eu n-am ajuns până maybe acolo. I've climbed only 500 meters. Poate m-am urcat doar 500 de metri. This is 10,000 meters. Dar am 10.000 de metri. But when I climb 500 meters, dar odată ce am parcurs 500 de metri, mă pot uita înapoi la cei care au urcat doar 10 metri pe munte. Să le spun, veniți după mine. Pentru că și eu mă îndrept spre Hristos. Nu înseamnă că sunt perfect. Am un drum lung până la perfecțiune. Dar urc. Anul viitor o să mă vezi la 600 de metri. Peste câțiva ani o să mă vezi la 1000 de metri. Pentru că nu cobor. Eu urc. Încetul cu încetul. Și celor din urma mea le spun, veniți după mine. Călcați pe urmă. Nu așa îi spune dacă ai urcat un munte? Asta e viața creștină. Deci nu doar predică. Urmează-mă. Uită-te cum trăiesc eu. Dragi frați, în Vechiul Testament nimeni n-a spus vreodată, vină după mine. Moise și Ilie erau doi dintre cei mai mari oameni în Vechiul Testament. Ei spuneau doar atât, ascultați-mă pe mine. Nu călcați pe urmele mele. Moise s-a dus pe munte, a primit un mesaj de la Dumnezeu, s-a coborât și a spus, iată ce vorbește Domnul. But do you know that Moses could not say, look at my family life? Dar știți că Moise n-a putut să spună, uită-te la modelul familiei mele? You read in the book of Exodus chapter 4, Moses and his wife are fighting with each other. Citim acolo în cartea Exod că Moise cu soția lui s-au certat la un moment dat. You read that? Ai citit asta? And you read that in Exodus chapter 4 that Moses did not circumcise his own son. În Exod 4 citești că Moise nu știa să împrejur nici măcar pe fiul său. În familia sa nu împlinise voia lui Dumnezeu. Și atât de supărat a fost Dumnezeu încât a vrut să-l nemicească. Să-l omoare pe Moise. În Exod. Citim foarte interesant asta întâmplare. In the book of Exodus we read these words. În Exod citim aceste cuvinte. Chapter 4 verse 24.
4:24. În timpul călătoriei, după ce l-a chemat Dumnezeu, spune că Dumnezeu l-a întâlnit într-un loc și a vrut să-l omoare. Asta e ceva incredibil. Era un singur om pe fața pământului care putea să-i elibereze pe evrei și Dumnezeu era gata să-l omoare pe el. Dacă am fi citit aici că diavolul, a încercat să-l omoare, înțelegeam. Păi Moise e slujitorul Domnului, normal că diavolul încearcă să-l omoare. Dar nu, citim altfel. Că Domnul însuși a intenționat să-l omoare pe Moise. După ce 80 de ani a investit în el ca să-l pregătească să fie slujitor, uite acum vrea să-l omoare. Ce învățăm noi? De ce a încercat Dumnezeu să-l omoare pe Moise? Citim în următorul verset și înțelegem. Soția lui a înțeles, ea era acolo. Moise era gata să moară. Dar Sefora a înțeles. Da. Fiul nostru nu este tăiat împrejur. Moise a vrut să-l tăie împrejur pe copil. Dar soția lui Sefora nu era evrei. Probabil că ea s-a opus și a spus, nu o să-l tăiem împrejur. Așa cum Adam a citat Evei și Moise trebuie că i-a citat soției lui. Bine. Ca să avem noi pace în casă, nu o să-l tăiem împrejur. Știi că slujitorii lui Dumnezeu sunt așa? Numai ca să aibă pace în casă, fac tot ce le zice nevastă. Și nu-l ascultă pe Dumnezeu. Bine, să fură. Dacă tu nu vrei, nu o să-l tăiem împrejur. Dar Dumnezeu s-a mânia pe Moise. Cum? Asculți de soția ta mai mult decât de mine? Am să te nimicesc. Doamne, dar cum rămâne cu poporul evreu? Ăsta era singurul om pregătit. Dumnezeu spune, nu-mi pasă. Mai important este ascultarea de mine. Vreau să vă spun ceva. Chiar dacă ai fi ultimul slujitor din România care are adevărul și îl propagă, dacă nu l asculți pe Dumnezeu, El te va lepăda și va spune că nu are nevoie de tine. Pentru că Dumnezeu este foarte strict cu slujitorii Săi. Și cu cât este mai importantă lucrarea care ne-a încredințat-o, cu atât este mai strict cu noi. Dacă slujba ta e numai să mături pe jos în biserică, Dumnezeu nu o să fie foarte strict cu tine. Dacă slujba ta e numai să proiectezi cântările, Dumnezeu nu o să fie foarte... Dar dacă datoria ta e să vorbești cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu va fi foarte strict cu tine. Pentru că tu stai acolo și ești omul care reprezintă pe Dumnezeu. Și chiar lucru cel mai nesemnat din casa ta. Dacă Dumnezeu nu este în casa ta. Dacă încerci să îi faci pe plac soție mai mult decât Dumnezeu îl neascult. Ține minte pasajul ăsta. Spune Sfora că imediat Sefora a circumcis copilul. Și ea a fost așa de mânioasă. Și a aruncat la Moise. Și a spus, ok, this verse. 25. Și a spus, tu ești un sos de sânge pentru mine. So what do we learn from that? Deci ce învățăm de aici? That we can't take God's commands lightly. Nu putem lua ușor poruncile lui Dumnezeu. Și Moise a învățat lecția chiar de la început. That's why later on in Exodus. De aceea mai târziu în Exod. He did exactly as the Lord commanded. Spune că Moise a făcut întocmai cum Domnul îi poruncise, fiecare detaliu. And when you seek to build a church. Și când vrei să zidești o biserică, exactly as the Lord commanded. Trebuie să faci întocmai cum Domnul îți poruncește. That is a new covenant servant. Ăsta este un slujitor din nou legământ.
A trebuit să putem să spunem, uită-te în toată viața mea. Uită-te la viața mea de familie. Să presupunem că soția ta nu e o femeie evlavioasă. Sunt slujitori al Dumnezeu care au neveste nu foarte spirituale. In India, I have some coworkers who are elders in churches. În India am niște lucrători de-ai mei în biserici care sunt presbiteri. Wives are not at all spiritual. Și soțiile lor nu sunt deloc spirituale. But they are spiritual. Dar ei sunt spirituale. How do we know they are spiritual? Și de unde știu că sunt spirituale? They don't listen to their wife. Pentru că nu pleacă urechea la ceea ce spun soții. When it comes to listening to God, când e vorba de ascultat de Dumnezeu, îi spun, noi trebuie să facem ce Dumnezeu ne poruncește. Și dacă soția se supără, n-are decât. Știu că avea pace cu Dumnezeu e mai important decât avea pace în casă. Știți pentru ce l-a mustrat Dumnezeu pe Adam? When God asked Eve, why did you, when he met Eve, he asked her, why did you eat of the tree? L-a întrebat și a spus, de ce ai mâncat din pomul adevărului? Because what was Eve's sin? Care era păcatul Evei? Her sin was eating from the tree. Eva păcătuise pentru că a mâncat din pom. But what was Adam's sin? Dar care a fost păcatul lui Adam? It was not eating from the tree. El n-a păcătuit pentru că a mâncat din pom. Și mulți creștini nu știu lucrul ăsta. Ei cred că Dumnezeu l-a întrebat pe Adam de ce ai mâncat din pom. Asta era întrebarea a doua pe care a pus-o. Dar care a fost prima întrebare? Uite în Exod capitolul 3. Geneza capitolul 3. Geneza 3. We know that the Lord asked Eve why she ate from the tree. Dumnezeu a întrebat-o pe Eva de ce a mâncat din pom. Dar când a vorbit bărbatului lui Adam, i-a spus în versetul 17, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale, în primul rând, în al doilea rând, și ai mâncat din pom. Deci care a fost primul păcat al lui Adam? Nu că a mâncat din pom. Era faptul că a ascultat de vocea soției lui. Eu am văzut atât de mulți predicatori în viața mea care ascultă mai mult de vocea nevestei decât de vocea lui Dumnezeu. Dar nu poți să fii un slujitor al lui Dumnezeu așa. Nu poți să spui, calcă pe urmele mele cum calc eu pe urmele lui Hristos. Prima poruncă nu este iubește-ți nevasta cum a iubit Hristos biserica. Asta e a doua poruncă. Prima poruncă este să-L iubești pe Domnul Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul tău. Și apoi a noua poruncă. A doua poruncă este de a să-L iubești soția, frații, soția. Deci nu soție. Nu trebuie să iubesc pe nimeni mai mult decât îl iubesc pe Dumnezeu. Și asta a fost lecția lui Moise. Când Dumnezeu îți spune ceva, trebuie să-L asculți întru totul. Și trebuie să ne creștem copiii. Moise avea acasă un fiu și nu îl tease împrejur. Do you have children whom you are not bringing up in the fear of God? Sunt oare copii în casa ta pe care nu îi crești în teamă Domnului? The Bible says in 1 Timothy chapter 3. În 1 Timotei capitolul 3 Biblia spune. 1 Timothy chapter 3. 1 Timotei capitolul 3. That an elder in a church must be one verse 4 who can manage his own family, keeping his children under control with dignity. Spune că episcopul trebuie să-și chivernisească bine casa și să-și țină copiii în supunere cu toată cuvința. De ce? De ce e așa de important să ai grijă de cei în casa ta? Mai important decât era în vechiul legământ. Că dacă cineva nu știe, versetul 5, să-și cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de biserica lui Hristos? Our children know us better than all the people in the church. Copiii noștri ne cunosc mai bine decât toți ceilalți membri din biserică. One of the things I admire Noah for. Unul dintre lucrurile pe care eu îl admir pe Noe. He had three grown-up sons. Este că avea trei copii maturi. And they all feared God.
Și toți cei trei fii s-au temut de Dumnezeu. Și nu erau băieței. Avea Noe 600 de ani. Și copiii lui aveau 300-400 de ani. Și tot au ascultat de vocea tatălui lor. De asemenea, fiii lui s-au căsătorit cu femei temătoare de Dumnezeu. Și în felul acesta Dumnezeu a putut întreaga familie să o salveze. Noe, soția lui, cei trei fii și soțiile lor. Și Noe este numit predicatorul neprihănirii. Este foarte important să ne creștem copiii și familia în teama de Dumnezeu. Asta este o calificare. În Vechiul Legământ nu era așa de important. Am să vă arăt un exemplu. 1 Samuel, capitolul 7, versetul 15. Samuel judged Israel all the days of his life. Samuel a fost judecător în Israel în tot timpul vieții. But he was always traveling. Dar Samuel era tot timpul în călătorie. Versetul 16. He traveled every year on his circuit to Bethel and Gilgal and Mizpah and all the places, and he judged Israel. Se ducea în fiecare an, de făcea în conjurul Betelului, Gilgalului și Mizpei și judeca pe Israel în toate locurile acestea. After so many months, he would come back, verse 17, to Ramah, to his family. Și după atâtea luni, spune versetul 17, că el se întorcea la Rama, unde era casa lui, familia lui. Deci omul ăsta nu petrecea prea mult timp cu familia. Și care a fost rezultatul? Spune că avea doi fii, versetul 2 din capitolul 8. Vezi, asta este una dintre greșelile lui Samuel. Greșelile pe care oamenii le fac și astăzi. 8, capitolul cu versetul 1. Când a îmbătrânit, Samuel a pus pe fiii săi judecători peste Israel. Dar fiii lui nu erau spirituale ca el. Poți să ai un părinte foarte spiritual și copiii să fie stricați. Fiul său întâi se numea Ioel, al doilea Abia. Și versetul 3 spune că fiii lui n-au călcat pe urmele lui Samuel. Spune versetul 3 că erau luau mită, încălcau dreptatea. În 4 spune că bătrânii lui Israel s-au strâns și au venit la Samuel la Rama. Și a spus, frate Samuel, fiii tăi nu călcă pe urmele tale. Dar pentru asta Dumnezeu i-a luat lucrarea lui Samuel? Nu. Citește următorul capitol că Samuel a continuat să fie profet. Nu era așa de important în Vechiul Testament. Dar în Noul Legământ e foarte important. Biserica este ca și o clădire cu trei nivele. Să-ți explic. Fundația este dragostea desăvârșită a lui Dumnezeu pentru noi. Asta este fundația dintr-o viață creștină și o biserică. Dumnezeu ne iubește pe noi așa cum l-a iubit pe Iisus. Trebuie să fim întru totul siguri. Fără îndoială. Dumnezeu mă iubește și când sunt bun și mă iubește și când sunt rău. Mă iubește când păcătuiesc și mă iubește când sunt sfânt. Dumnezeu mă iubește când fac binele și când fac răul. Dumnezeu nu iubește păcatul meu. Urăște păcatul meu. Dar mă iubește pe mine. El nu mă leapă de doar pentru că am făcut o greșeală. Ca și cum tatăl fiului risipitor. Fiul acesta care a fost plecat. Spune Biblia că tatăl se uitea și aștepta în fiecare zi ca fiul să se întoarcă. Și într-o zi îl vede de departe pe fiul său și fuge spre el. Și iubi tatăl fiul? Când era plecat? Da, și îl iubea și nu era risipitor. Dar îi plăcea oare tatălui ce făcea fiul? Nu.
God loves us. Dumnezeu ne iubește. But he may not be happy with many things we do. Dar nu cred că este mulțumit cu multe lucruri pe care le facem. He's waiting for us to change and come back like the prodigal son. Și se așteaptă ca noi să ne întoarcem și să ne schimbăm ca și fiul risipitor. Dragostea lui Dumnezeu este perfectă. Și toți trebuie să știe că Dumnezeu îi iubește, dar urăște păcatul lor. Și pentru că te iubește, vrea să te rupă de păcat, vrea să te libereze. Asta e baza, fundația. Dar pe fundația asta avem primul nivel, primul etaj. Asta este umblarea personală cu Dumnezeu. Să-mi păstrez conștiința curată. Asta este primul etaj, primul nivel. Și deasupra, al doilea etaj, este familia noastră. Trebuie să trăiesc în dragoste cu soția mea. Fie că este ea spirituală sau nu, trebuie să iubești. Chiar dacă nu ți este supusă, trebuie să iubești. Și trebuie să continui să iubești. Cum Hristos a iubit biserica. Și trebuie să-mi cresc copiii în teama lui Dumnezeu. Învățându-i cuvântul lui Dumnezeu. Disciplinându-i. În tocmai cum Dumnezeu ne disciplinează pe noi. Și să le arăt copiilor mei cum este Dumnezeu ca și un tată. Bun. În același timp strict. Așa este Dumnezeu. Și așa trebuie să-mi cresc și eu copiii mei. Dacă ai 10 copii, toți 10 trebuie să fie să născuți din nou. N-ar trebui să fim mulțumiți că doar 9 sunt născuți din nou. Ai vrea un copil să meargă în iad? Nu cred. Trebuie cu adevărat să căutăm să aducem pe toți copiii noștri în teama Domnului. Și atâta timp cât trăiesc în casa noastră, copiii trebuie să ne recunoască ca fiind noi capul familiei. Nu trebuie să le permitem să aducă orice fel de muzică în casa noastră. Chiar dacă nu sunt încă convertiți copiii. Îi spui copilului tău cel mic, nu ești tu pocăit încă, dar n-ai voie în casa mea să asculti muzica asta. Și dacă vei fi sever cu ei, și dar în același timp să iubești, îi poți aduce la Domnul. So, if I cannot control my 3-4 children in my house. Deci dacă eu nu pot să-mi controlez pe cei 3-4 copii din casa mea. Cum să controlez 100 sau 100 de oameni din biserică? That is why the home is very important. De aceea este așa de important în casă. That is the second story. Asta este al doilea nivel. It doesn't have to be perfect. Nu trebuie să fie perfect. But my children must be willing to listen to me. Dar copiii mei trebuie să știe să mă asculte. Odată ce se căsătoresc și își zbor, atunci nu mai sunt sub autoritatea mea. Atunci eu sper că îl vor urma pe Domnul, dar nu mai sunt eu responsabil pentru asta. Dar atâta timp cât sunt în casa mea, trebuie să mă asculte pe mine. Apoi deasupra, al treilea etaj, al treilea nivel, este biserica. Deci biserica este zidită pe familia mea, pe viața mea și pe iubirea lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu este fundația, viața mea personală cu Dumnezeu, viața de familie, acasă și deasupra este lucrarea mea. Nu trebuie niciodată să uităm această ordine. Ori de câte ori vei vedea o clădire zidită, în primul rând se pune fundația, care e dragostea lui Dumnezeu. Și nu o să vezi pe nimeni zidind etajul 3 înainte să zidească fundația și etajul 1. Ei fac etajul 1, întâi etajul 2 și apoi etajul 3. Deci eu trebuie să am umblarea mea personală cu Dumnezeu și viața mea personală și apoi biserica. Și astea, în astea două zone trebuie să le spune oamenilor, urmează-mă pe mine cum eu urmez pe Hristos. V-am spus că în Vechiul Testament se zicea doar atât, vino și ascultă-mă ce are Dumnezeu de spus. Dar în Noul Testament nu este vino și ascultă. Este vino și vezi. În Ioan capitolul 1. Ioan 1.
We read that two people followed Jesus and asked him in verse 38, John 1:38. În Ioan 1:38. They asked him, Rabbi, where are you staying? Spune că doi oameni s-au dus după Iisus și l-au întrebat, Rabbi, unde locuiești? În versetul 39. Veniți și vedeți. Le-a răspuns Iisus. Vechiul legământ era vino și ascultă. Moise s-a coborât de pe munte. Veniți și auziți ce are Domnul le spus. Dar în Noul Testament este vino și vezi. Lord, where are you living today? Oamenii îl întreabă pe Iisus astăzi, Doamne, unde locuiești? Come to this person's house, you'll see. Vino la fratele acasă să vezi. Come to this church, you'll see. Vino la biserica asta să vezi. Not here. Nu ai, nu să asculți. Come and see. Vino then, să vezi. Here. Și apoi să asculți. There's a difference. E o diferență. So if you say, deci dacă vei spune, just come and hear us. Vino doar să ne asculți. Don't look at me. Nu te uita la mine. Să nu te uiți la viața mea. Nu te uita la viața familiei mele. Nu te uita la felul cum cresc copiii. Vino doar să asculți. Asta este predică din Vechiul Testament. Dar în Noul Testament, Noul Legământ, slujitorul spunea, vino să vezi. Vino în familia mea să vezi cum cresc eu familia. Să vezi cum trăiesc cu soția mea. Vino dacă vrei să stai 6 luni la mine în casă, să vezi dacă ții prudată la ea. Uită-te cum respectă copiii, cum se comportă. Nu sunt perfecți, dar au respect în ei. Pentru că eu îi țin sub control. We should be able to say, come and see. Ar trebui să fim în stare să spunem, vino să vezi. Du-te la bancă să vezi câți bani am în cont. Hai să vezi totul. Eu sunt transparent. Eu nu înșel pe nimeni. Totul este cinstit. If we cannot say, come and see, dacă nu putem spune, vino să vezi, este un mesaj minunat pe care l-a poți predica. Însă este din Vechiul Legământ, dacă e doar de auzit. Deci în Noul Legământ, Pavel spune, urmează-mă pe mine. Acum știi de ce mulți predicatori spun, nu vă uitați la mine, uitați-vă la Domnul. Și sună așa de spiritual. Dar e din Vechiul Testament. Cu alte cuvinte, nu du-te la copiii mei că sunt cu probleme. Să nu vii la mine acasă, nu veni la mine acasă că o să descoperi multe lucruri neregulă. Să nu te uiți la banii mei din cont că am făcut niște nedreptăți. Dar că sunt la amvon, practic un mesaj cu putere. Asta e din Vechiul Legământ, frate. Asta nu e Noul Testament. În Noul Legământ se spune, vino să vezi. Urmează-mă pe mine cum eu calc pe urmele lui Hristos. Nu sunt perfect. Nu sunt perfect. Trebuie să urc 10.000 de metri, v-am spus. Până acum doar 500 de metri am urcat. Dar dacă n-ai urcat nici măcar 500 de metri, poți să spun să mă urmezi. Păi dacă am unul deasupra mea care e deja la 2.000 de metri lui, nu pot să-i spun calcă pe urmele mele. El este pentru mine un exemplu bun de urmat. Eu le pot cere doar celor care sunt mai tineri spiritual decât mine să mă urmeze. Asta este, înseamnă să fii conducător în biserica lui Dumnezeu. Bătrân în casa lui Dumnezeu, cât de mult ai umblat cu Hristos. Nu cât de bine predici. Diavolul poate să predice mai bine decât toți. Și asta nu îmi spune nimic. Aș prefera să ascult un om evlavios care nu vorbește prea bine. Pentru că eu realizez contactul cu Dumnezeu din doar câteva cuvinte ale Lui. Decât să ascult la un predicator bun care nu are viață corectă. Știi că lui Dumnezeu nu-i pasă de inteligență? Este o diferență între a cunoaște Biblia în mintea ta și a o cunoaște în sufletul tău. În Psalmul 119. În Psalmul 119 citim cuvintele acestea. Versetul 11. 119:11.
have I hid in my heart so that I don't sin against you. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. If you keep God's word in your mind, you may sin every day. Dacă strângi cuvântul lui Dumnezeu în mintea ta, poți să păcătuiești în fiecare zi. The devil's got the whole Bible in his mind, but he sins every day. Diavolul are toată Biblia în mintea lui, însă păcătuiește în fiecare zi. You can study the Bible and listen to the tapes and books and all that and have it all in your mind and live in sin. Și tu poți să studiezi Biblia, să asculți casete și predici și să fie tot în mintea ta și totul să păcătuiești. But when God's word is in your heart, dar când este în inima ta cuvântul lui Dumnezeu, atunci nu păcătuiești. How to know whether God's word is in your mind or in your heart? Cum știi dacă cuvântul lui Dumnezeu este în mintea ta sau în inima ta? You sin? Păcătuiești? Does God's word keep you from sin? Cuvântul lui Dumnezeu te păzește de păcat? Then you got it in your heart. Atunci este în inima ta. But if you have so much knowledge, dar dacă ai atât de multe cunoștințe word, și cu cuvântele tale greșești și păcătuiești și păcătuiești cu ochii și păcătuiești în gândul tău, păcătuiești cu mâna ta, păcătuiești cu bani, then God's word is only in your mind. Atunci cuvântul lui Dumnezeu este doar în mintea ta. I was once invited to speak at a graduation ceremony of a Bible college. M-am invitat să vorbesc la o graduare la o facultate, la o școală biblică în India. Și era un tânăr, șeful promeției, s-a primit o medalie de aur. 4 ani stătuse acolo și a primit o diplomă. Și după terminare, cel de acolo, tânărul ăsta mi-a spus, frate, aș vrea să vorbim. Da. Și mi-a spus așa. Am venit la școala asta biblică acum 4 ani. Și am luat sfârșit de promoție. Yeah. In all the subjects. În toate subiectele, am luat locul întâi. My life is worse today than it was 4 years. Dar viața mea este astăzi mai rea decât a fost acum 4 ani. Where was God's word? Și unde era cuvântul lui Dumnezeu? În mintea lui. He was clever. Era deștept băiatul. There's a lot of difference between having the word in your mind and in your heart. E o mare diferență între a avea cuvântul lui Dumnezeu în mintea ta sau în inima ta. Who built the Old Testament? You know, we saw that God gave the pattern of the tabernacle to Moses. Am văzut că Dumnezeu a dat modelul cortului lui Moise. He went up to the mountain, sat 40 days. Moise a urcat pe munte, a stat acolo 40 de zile. Și Dumnezeu a explicat cum să zidească, cum să facă cortul. Și a spus, îl vei face în tocmai. Later on, mai târziu, 500 years later, circa 500 de ani mai târziu, the temple was built in Jerusalem. În Ierusalim au construit templul. Who built the temple? Și cine a construit templul? Solomon. Solomon was the wisest man, the cleverest man in the whole world. Solomon era cel mai deștept, cel mai înțelept om din lumea întreagă. It says there was no one more clever than Solomon. Spune că nu era unul mai deștept, mai înțelept decât Solomon. He was cleverer than his father David. Era chiar mai înțelept decât David, tatăl său. But I don't know whether you noticed this. Dar nu știu dacă ai băgat de seamă. Do you know to whom God gave the pattern of the temple? Știi cui a dat Dumnezeu modelul templului? Not to Solomon. Nu lui Solomon. Solomon only built it. Solomon doar l-a zidit. The plan God gave to David. I-l-a dat lui Dumnezeu lui David. You have not noticed it. It is here in 1 Chronicles 29. Întâi Cronici 29. Dacă îmi ți-ai dat seama. 1 Chronicles 29. Întâi Cronici 29. Verse 11. Versetul 11. Then David gave his son Solomon the plan of the forge and building and storehouses and rooms and mercy seat and the plan of all that he had in the mind, the courts, etc. Verse 11 and 12. First Chronicles. Chapter 28, sorry. First Chronicles 28, 28, 28 verse 11 and 12. 11 și 12. David a fiul său Solomon, chipul prispei și a clădirilor, dăilor, i-a dat planul la tot ce avea în minte cu recursul. Even of the forks it says in verse 17. I-a dat tot, spune acolo, până și detalii cu privire la furci. Imagine telling the cleverest man in the world how to make forks. Acum nu se spune cel mai deștept om din lume cum să facă o furcă, nu? And then David said in verse 19. Și în versetul 19, David spune un verset extraordinar. All this the Lord made me understand in writing by his hand upon me all the details of this pattern. Toate acestea, a zis David,
toate lucrările izvodului acestuia mi le-a făcut cunoscut Domnul, însemnându-le în scris cu mâna Lui. Ați citit versetul acesta? Why did God give the pattern of the tabernacle not to the cleverest man Solomon, but to David? De ce a dat Dumnezeu modelul templului nu celui mai deștept om Solomon, ci lui David? When you want to build a house, if there is a clever man there, won't you give it to him? Dacă vrei să zidești o casă, alegi cel mai bun arhitect, nu un băiat cel mai deștept. Why did he give it to David? Și totuși de ce David a primit planul? Because David may not have been very clever in his mind like Solomon. Poate David nu era așa de deștept în mintea lui ca și Solomon. He was a man after God's own heart. Dar era un om după inima lui Dumnezeu. To whom does God give the pattern of the church today? Și cui dă Dumnezeu modelul bisericii de astăzi? Not to somebody who is clever in his mind like Solomon. Nu ia înțelept în mintea lui ca Solomon. But someone who's got a good heart. Ci unia cu o inimă bună. Remember this, my brothers and sisters. Țineți minte aceasta, frați și surori. There's a lot of difference between head knowledge and heart knowledge. E o mare diferență între a cunoaște la nivelul minții și la nivelul inimii Scriptura. God had to humble Moses and get his heart right before he gave him the pattern. Dumnezeu a trebuit să-l zdrobească pe Moise înainte să-i dea modelul. Why didn't God give the pattern to Solomon? Și de ce nu i-a dat modelul lui Solomon? Because God knew Solomon's heart. Pentru că Dumnezeu știa că inima lui Solomon nu era așa de bună. He's a good man. Era un bărbat bun. Very clever. I'm going to give him wisdom. Înțelept, o să-i dau înțelepciune. But his heart is not like David. Dar inima lui nu este ca lui David. Now I'll tell you this. Am să vă spun asta. When God looks at us, când Dumnezeu se uită la noi here, și găsește cât un predicator foarte înțelept, but his heart is not so good. Dar a cărui inimă nu este bună, not pure. Nu este curată într-o tot. Nu este smerit. And then he finds another brother. Și de altă parte găsește un alt frate care nu e așa de înțelept în mintea lui, dar are o inimă zdrobită, o inimă pură, curată. Dumnezeu pe acel om îl va folosi. În India am văzut situația asta din nou și din nou și din nou. Man looks at the outward appearance, God looks at the heart. Oamenii se uită la ceea ce izbește privirea, dar Dumnezeu se uită la inimă. Man is impressed by a clever preacher. Omul, oamenii sunt interesați în a avea un predicator înțelept. Dar Dumnezeu caută inima noastră. Why is it so many clever preachers? There's so much sin in their life and in their churches. Cum se face că avem atâția predicatori înțelepți și totuși cu atâtea păcate în viețile lor, în bisericile noastre? Because when you speak from your mind, it goes to people's mind. Atunci când vorbești din mintea ta, se te adresezi minții oamenilor. Dar ce pleacă din inima ta merge la inima oamenilor. That is what protects people from sin. Și asta îi va proteja pe oameni de păcat. So when we seek to build a church, când vrem să construim, să zidim biserica, trebuie să spunem: Doamne, eu vreau să fiu un om după inima ta. Asta este cel mai important lucru. Să fiu un om după inima lui Dumnezeu. Așa că nu te descuraja dacă nu ești foarte înțelept în mintea ta. I think among the 12 disciples. Eu cred că printre cei 12 discipoli, cel mai înțelept era Iuda Iscarioteanul. He was very clever. Foarte deștept. He was the most useless. Și a fost cel mai nefolositor. Peter was a simple man, he was not so clever. Petru era un om foarte deștept. But his heart was right. Un om simplu, dar cu inima curată. Acum eu nu vreau să spun că dacă ești înțelept, Dumnezeu nu te va folosi. Paul was clever. Paul. Și Pavel era înțelept. He was, I think, one of the cleverest people in his generation. Pavel, unul dintre cei mai înțelepți oameni ai generației sale. Și Dumnezeu l-a folosit. Because with a clever mind, he had a good heart. Pentru că deși avea o inimă înțeleaptă, avea și o inimă bună. Deci nu e nicio problemă dacă ai o minte înțeleaptă. Problema e să ai și o inimă curată. What I'm saying is the level of your mind is not important. Deci te spun eu că nivelul minții tale nu contează. The purity and humility of your heart is absolutely important. Puritatea din inima ta sunt absolut importante. That is how we build the church today. Așa zidim noi biserica astăzi. Let's remember that. Să ținem minte lucrurile acestea și să ne plecăm capetele în rugăciune. Să ne plecăm capetele în rugăciune. God has given us his Holy Spirit to help us live according to the standard of his word. Dumnezeu ne-a dat Duhul Său cel Sfânt ca să putem trăi potrivit standardelor cuvântului Său. We can look at what we have heard and say, oh God, I'm just a failure. Ne uităm în jur și spunem: Doamne, eu sunt un om care a eșuat. Oh Lord, I have failed. I'm not fit to serve you. Doamne, eu nu sunt potrivit ca să te slujesc. Then you're like Moses. Atunci ești ca Moise. Who said, Lord, I'm a failure? Care a spus: Doamne, sunt un eșec. God said, now you're ready.
Dar Dumnezeu îi spune, nu, ești pregătit. No, you're ready because you acknowledge you're a failure. Ești pregătit tocmai pentru că recunoști că ai eșuat. Till now you thought you were a very capable, clever man. Până acum te credeai un om deștept și înțelept. When we humble ourselves, dar când noi ne smerim, say, Lord, I failed. I'm sorry. Și spunem, Doamne, am eșuat, îmi pare rău. I want to serve you. Dar vreau să te slujesc. God can fill you with his Holy Spirit. Dumnezeu te poate umple cu Duhul Sfânt să te ungă. Give you a revelation of the pattern of the church. Care este modelul bisericii sale și să facă o lucrare veșnică you pentru tine. Trebuie să crezi asta. Mâine vom vorbi mai mult despre asta. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim că tu ne-ai ajuns să trăim potrivit cuvântului tău. Și aceasta ne rugăm în numele lui Iisus. Amen. Amin.